prin clipe de coșmar a trecut ieri după amiază o femeie de 36 de ani din municipiul Botoșani. Patroana unui magazin din oraș, femeia a fost tâlhărită în văzul lumii de mai multe persoane de etnie romă. Tânăra, care avea asupra sa o sumă însemnată de bani, a mers la unitatea economică pe care o administrează în cartierul Donici. Ea povestește că a vrut să intre în magazin când o individă a deschis portiera mașinii femeii de 36 de ani și a furat portofelul și alte bunuri din autoturism. Soțul ei, care se afla în incinta magazinului, a văzut că individa a deschis portiera și a luat portofelul și și-a atenționat soția. Hoața s-a urcat imediat într-un alt autoturism în care se afla la volan un complice. Victima a încercat să-și recupereze portofelul în care se aflau 3.000 de lei, însă bărbatul de la volan a vrut să ia și ceasul de la mână, în același timp pornind mașina în trombă. Victima a fost astfel târâtă aproape 50 de metri până când individul de la volan i-a dat drumul și și-a continuat drumul. Noi eram la magazin, aveam un magazin, erau la magazin, am văzut, o deschis portiera, o doamnă, de pe partea dreaptă, a ieșit spate, o deschis portiera la mașina noastră, a luat un portofel, un sistem de navigații, eu i-am văzut, am fugit după ei, eu m-am dus după doamna care eu au fugit, m-am dus după doamna care cu portofelul, i-am făcut o piedică, o căzut jos, soția s-a dus la oameni să prindă mașina și atunci a prins-o de mână și a tărit-o vreo 50 de metri. Deci el, șoferul, a prins? Șoferul, da, șoferul și accelera, oprea. Ea atâta mi-a zis cu dacă nu... Eu luat portofelul, dar nu... O tras, o tărit-o cu mașina, nu știu. Era lovită la mână, era la picioare. Era lovită la mână, la picioare, la genunchi. Și a venit ambulanța, nu? Da, au pansat-o aici în față. De pe patul de spital, femeia rememorează cu groază clipele de coșmar prin care a trecut. Mașina era chiar parcată lângă noastră, mașina țiganilor, era parcată lângă noastră și soțul a reușit să prindă țiganca. Între timp, țiganul a deschis portiera să intre țiganca. Și eu eram cu mâna de, cum să vă spun, de portiera. El m-a ținut din mână țiganul și a luat-o în... O porni mașina, deci m-a dus 3 blocuri, cred, m-a tărit pe jos. Și după aia mă obținea strâns din mâna asta și să-mi scoată ceasul la mână. N-au putut să-mi-l tragă. Deci n-au putut să-mi tragă ceasul și până... Deci am mers 3 blocuri, cred că, nu știu aproximativ cât să vă spun, și m-au aruncat. Deci m-au tărit, după aia m-au aruncat. Victima spune că nu-i cunoaște pe autori și că nu-și dă seama dacă a fost urmărită sau nu. Da, v-au urmărit? Știau că aveți acei bani? Nu cred, nu. Deci efectiv, nu știu, adică, nu știu ce să vă spun. Nu știu. Ai cunoaște pe ce... Nu. Femeia s-a ales cu mai multe răni pe mâini și pe picioare și a fost transportată de un echipaj smurd la unitatea de primiri urgențe a Spitalului Județean Mavromati, unde a primit îngrijiri medicale. Echipajul smurd Botoșani a fost solicitat astăzi să intervină pentru a acorda primul ajutor medical unei persoane care susținea că a fost victima unei tâlhării. Ajuns la fața locului, paramedicii au constatat că femeia, în vârstă de 36 de ani, prezenta escoriații și plăgi la nivelul membrelor superioare și inferioare. Aceasta a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale de specialitate. Imediat după producerea evenimentului, victimele au solicitat și ajutorul polițiștilor, care au plecat în căutarea autorilor. După câteva ore, ei au descoperit autoturismul cu care hoții au plecat, pitit lângă niște copaci din cartierul Anele Cișmea, fără numere de înmatriculare. Individa bănuită de comiterea furtului a fost identificată ieri de polițiști. Este vorba de o tânără de 25 de ani din municipiul Botoșani. Totodată, oamenii legii l-au identificat și pe conducătorul auto. Acum ei trebuie să răspundă întrebărilor oamenilor legii și să plătească pentru fapta comisă. Cercetările continuă sub aspectul comiterii infracțiunii de furt în formă simplă.